Da, ne-am reîntors să mai povestim, că mai sunt câteva lucruri interesante. Vreau să vedeți, spre exemplu, că în județ, mai săptămâna trecută, peste 100 de polițiști rutieri de la București, din 5 județe, au verificat 1200 de mașini din zona Rădăuți-Vicov. Da. La acțiune au participat polițiști la IGP Rești, la Inspectoratele din Suceava, Botoșan, Bisteța, Iași și Neamț. În zona Rădăuți-Vicovul de sus, Sucevița, margine, au fost oprite și verificate în trafic 1190 de vehicule, din care 69 matriculate în Marea Britanie, 104 în Bulgaria și alte state. Cu această ocazie, polițiștii au dat 677 de amenzi, au reținut 38 de permise de conducere și au retras 37 de certificate de matriculare. Majoritatea sancțiunilor primite de șoferii mașinilor matriculate în străinătate au fost cauzate de lipsa RCA-ului sau de defecțiunile tehnice ale vehiculelor. Acum, nu fără rău că s-a întâmplat așa. Vorbim de iarăși pe bune, pentru că vezi tot felul de trompete mergând pe stradă, știi? Și te-și întreb la un moment dat cum au ajuns să meargă. Ei, cum merg? Merg pentru că nu-i oprește nimeni și pentru că nu-i întreabă nimeni și pentru că... Da, nu, probabil de asta trebuia un asemenea control, tip de control, în care să vină, știu eu, polițiști din alte zone să-i controleze pe acești oameni. Probabil una dintre marile vulnerabilități pe care le avem în județ, cu efecte în zona circulației, o reprezintă tocmai relația pe care o au aceste persoane cu cei care ar trebui să-i controleze. Da, pentru că nu-mi închipui că au fost pentru prima dată, au circulat pentru prima dată cu mașina fără asigurare sau nematriculată. Da? Deci nu pot să-mi închipui lucrurile astea. Da? Și trebuia să vină de acolo, nu știu câți polițiști de nu știu unde, din unde, din Botoșani, Bistrița, Iași și Neamț, ca să îi prindă pe cei de la Vicov și la marginea că au mașinile nu știu cum. Da, se știa. Eu de fiecare dată când noi discutăm despre accidente și vorbim despre Suceava pusă pe harta, pe primul loc, știu eu, când discutăm despre victime și despre efectele, știu eu, evenimentelor rutiere. Dincolo de toate măsurile care trebuie luate, am văzut că s-a discutat săptămâna trecută, au fost tot felul de inițiative luate pentru a se mai reduce numărul accidentelor, evenimentelor rutiere, și acest tip de acțiune este necesar. Am mai spus-o, sunt tot soiul la un moment dat de prietenii, unii se știu cu alții și așa mai departe, se tolerează. Nu pot să cred, repet, nu pot să cred că cineva poate circula într-o comună fără să aibă toate documentele necesare, fără să știe polițistul din comună despre ce este vorba. Pur și simplu nu pot să cred. Dar despre asta e vorba și probabil de acolo ar trebui să plece multe lucruri. Corect, e foarte adevărat. Da, vorbim, tentația e să-i dăm pe cei de la rutieră. Îi văd, dacă nu aș fi zilnic în trafic și nu i-aș vedea, aș spune că într-adevăr au ei, e o problemă a lor. Nu e o problemă doar a lor. Da? Da, acești oameni, dacă nu sunt ajutați, acestea sunt efectele. Iar ajutorul ar trebui să vină de acolo, din comună, de la nivel de șef de post, de știu eu cine, că au informațiile astea, le știu. Acolo și acolo este una dintre probleme. Dar dacă nu s-ar tolera acolo, clar că nu s-ar ajunge la o asemenea situație. Pentru că oamenii nu și-au adus mașinile aiurea, pentru că știau că au un anumit tip de protecție. La momentul în care au venit cu tot felul de mașini, știm, da, zona de munte, mai ales în zona de trafic de frontieră, apar tot felul de asemenea mașini nematriculate, fără asigurări. Sunt mașinile abandonate pe care le observăm, despre care aflăm în fiecare săptămână cu din traficul. Comunicatele Poliției de Frontieră. Cu traficul, da, de țigări și abandonate. Umplu de țigări, dacă i-a prins, a lăsat mașina acolo și a plecat. Despre asta vorbim. Dar nu-mi închipui că polițistul din comună nu știe despre ce mașină a mai intrat în localitate la un moment dat. No. Habar n-are. Deci n-am văzut, n-am auzit. Știi? Aia e cu... Știi? N-am văzut, n-am auzit, n-am grăit. Că dacă e ei numai la acțiunile alea, la centură și la linia continuă și în stație, cum e, da? Mesajele se dau prin stație unde și alții. Spun, la rutieră este la nu știu ce. Și la un moment dat și în partea cealaltă este un șef de post care stă la centură și la linia continuă, ca să mai prindă și el de o amendă. Da. Deci cam, asta e diferența între unii și alții. Corect. Dar noi, da, și cu cât mai dese astfel de acțiuni, n-au decât să aducă în fiecare săptămână câte o mașină. A doua săptămână prinde-l și... Sunt tot felul de, știi, spune, băi, ok, în regulă, oprești pentru centură. În regulă, frate. Deci eu, de când Dragobete m-am făcut, am venit, mă rog, am beneficiat
Doamne ferește, și cu ghilimele de rigoare, de un transport moca cu ambulanța, de atunci port centură. Eu o recunosc. Până atunci, centura, deci dacă ieșeam în afară, puneam în țară, niente centură. Adică, băi, jenant, mă strânge, mă sugrumă, mă nu știu ce. De atunci, noroc cu pălăria, dar, mă rog, că m-a scos dintr-un necaz. De atunci însă port centură. Ce este deranjant este că te oprește unul din ăsta care nu poartă centură și îți ia banii pentru centură, știi? Și nici măcar nu poți... Acum eu n-am, e în regulă, tată. Deci, bă, dacă e așa, trebuie să fii un de conduită, știi? Adică port centură, nu duhănesc la volan, nu povesti de genul ăsta, adică nu grăiesc la telefon, nu fac și eu ceea ce nu mă lasă legea să fac, știi, ca să pot să fac. Pericolul foarte mare al traficului în zilele noastre, știți care este? Ăsta. Tentația de a butona și a de a răspunde la mesaje și de a grăi în același timp ce mergi cu 120 la oră pe drumurile noastre toate e foarte, foarte mare. Din păcate spun. Apropo de drumuri, am văzut că se lucră. Deci dacă s-a spus că se pleacă către Rădăuți, către Milișăuți, s-a plecat. Suntem aproape de linia ferată. Aproape de calea ferată. Deci suntem aproape de linia ferată, deci chiar s-a dus. Și am înțeles că către... se dorește spre Palma, nu? În aceeași, dar se lucrează acolo. Deci acolo deja se lucrează. Da, da, da. Okay, acolo, deci, bun. Pentru că vor să închidă povestea asta, Sucevița, Palma. N-am mai amintit cu ocazia asta. Sâmbătă, cel puțin. Oameni buni, șoseaua de la Suceava la... spre Siret, da? Eu vorbesc spre Rădăuți, partea aia. Asfaltul, super, bun, minunat, strat gros, nou, totul perfect. Dacă n-am întâlnit 20 de căruțe sâmbătă dimineață... Iisuse, adevărat asta. Deci dacă n-am întâlnit 20 de căruțe care... Nu vreți să știți cum arată asfaltul după ce trec. Dacă e proaspăt turnat. Știu. Pe de-o parte. Pe de altă parte. Din 500 în 500 de metri... ieșeau tractoarele de la Arad, de la nu știu ce. Scutură noroiul în mijlocul drumului de acolo. Dacă o să vedeți că deja e uscat, e noroiul uscat, e peste tot, peste asfaltul proaspăt turnat, tot felul de nemernici, că nu poți să-i spui altfel. Da? Acolo scutură, știu eu cu ce, slara, plugul de regulă. Da? Mijlocul drumului, roțile pline de noroi, îi dă drumul mai departe. O să vedeți, dacă mergeți acum spre Rădăuți, veți vedea, din 500 în 500 de metri, am văzut. Zone de noroi deja gros, întărit pe un noroi pe care, pe timp de ploaie, devine patinoar. Asta trebuie înțeles. Acum, dacă plouă, noroiul ăla se transformă în patinoar. Deci nu-ți dai seama, nu așa, riști, Doamne ferește, Doamne ferește. Dar ce-i dispus în povestea asta? Întrebarea simplă. E ok, bun, n-au pe unde merge, n-au unde. Băi, tată, măcar o minimă, ăia sunt într-o comună. Acolo sunt niște polițioti, băi, care ar trebui să-și facă treaba. Sau sunt și băieți, băi, sunt puțini, în regulă. Băi, dar e un fenomen ăsta. E un fenomen ăsta, poate ne băgăm un pic, asta e ideea, totuși. Nu știu ce și cum, cine ar trebui și cum ar trebui. Probabil, la un moment dat, și administratorul drumului, dacă ar impune niște sancțiuni mult mai severe pentru așa ceva, și ar urmări la un moment dat să se aplice. Probabil dacă golbanul ăla care... Că altfel n-am cum să-i spun. Că l-am văzut în fața mea era. A ieșit cu tractorul de pe câmp. Și-a scuturat de două ori. Plugul și-a intrat în partea cealaltă. Dacă îi dai golbanul amendă cât să... știu eu, să-și vândă tractorul ca să poată să o plătească, a doua oară nu mai face. Că altfel nu știi cum să-i mai spui. Cât despre băieții cu căruțele... Da, toți erau de o anumită culoare, toți erau matriculați într-o anumită direcție, aveau deplasare organizată. La ce să iei? Că la bine iei căruța. Asta e pedeapsa chiar. Legea așa spune că trebuie să iei căruța. Atelajul trebuie să-i iei. Ia-l. Nu, dar îl ia și el vine cu alta. Să-și facă altele, să-și facă în fiecare săptămână câte o căruță. E adevărat, trebuie făcut ceva. Ia el, altfel acolo, nu mai vorbim, nesemnalizate. Eu vă mai spun noaptea, eu mai circul și noaptea din... Ferească Dumnezeu. Așa, este perioada în care la fel se circulă noaptea cu lemn. Știu cei care, da, e mai greu de procurat lemn în perioada asta. Se circulă noaptea cu lemn, nesemnalizați, cu probleme. Dar astea sunt problemele de pe șosele. Dar și păcat, pentru că s-a făcut o lucrare bună, da? O lucrare așteptată de toată lumea, care se distruge de niște mugâldani în câteva săptămâni în felul ăsta. Ce să-i faci?
dar nici n-au apucat încă să facă marcajele. Au început să lucreze de sâmbătă, am văzut și la marcaj. Da? N-au reușit să facă marcajele, dar asfaltul deja e terminat de căruțași și de tractoriști. Păi, în condițiile astea, marcajul ăsta îl face de comandă. Da, nu mai are... Îți dai seama că lupe din noroi marcajul, știi? Dacă el îl doare la nicăieri, știi? Asta spun eu, băi, deci mai sunt și băieți ăștia. Băi, dar trebuie un picuț cineva să-l întrebe. Bă, tată, du-te, bă, îl vezi frumușel, merge la Volănalș, el parc cu tare, stă cu mașinuța la Plesneală. Băi, în regulă, ai eu de făcut o chestie de aia, cum se cheamă, ai din deplinit, ai o acțiune, ai amenzi de făcut, ai un target la amenzi, că altfel te schimbă din funcție. Bă, în regulă, tată, bă, dar hai să vedem și pe aia altă, da? Adică eu vreau să o văd și pe aia altă. Uite, trebuie să salut o poveste și am să spun și de ce, pentru că e prima dată când am văzut eu așa ceva, da? Poate s-a întâmplat, dar eu e prima dată când am văzut. Am văzut o mașină de poliție și nu de poliție locală, când atributul este al poliției locale, ceea ce spun eu, e vorba de unul care cerșește prin zona bibliotecă, știi? Acolo, el acolo are, acolo e zona lui, știi? Că găsește la ieșire, la rădăuți, la găsești la pod, acolo la șchei, la intersecție, pe toate intersecțiile sunt băieți care vin, fete cu copii, cu nu știu ce, toată lumea l-a cerșit. Ăsta cerșește numai aici. Și un băiat, mă rog, a fost un material și mai departe. A trecut poliția prima dată când văd o mașină care a oprit, a dat drumul la... L-a întrebat, ce faci, mă? Poate ai treabă și eu te rețin. Și a plecat ăla din trafic. Prima dată, n-am văzut până acum. Și eu spun, mi-asum ceea ce spun. N-am văzut până acum. N-am văzut poliția locală să treacă și să-i doară la 14 de povestea asta. Înțelegi? Da, deci cam la modul ăsta, poate dacă trecem pe acolo, poate dacă suntem într-o acțiune, bă, poate ne implicăm un pic, în sensul ăsta, da? Adică chiar dacă mă duc să montez un radar, poate, știi, îi mai văd și pe ăștia și îi întreb de sănătate, ce fac, unde merg, de ce vin și așa mai departe și de ce pun în pericol, până la urmă, siguranța noastră a tuturor rutieră. Pentru că ferească Dumnezeu. Asta, ca tot la fel, stă de mai mult timp tot uit. La semaforul de la Sergros, la fel, de fiecare dată este o fătucă cu un copil mic în brațe. Am să vin și nu e același. Nu știu dacă e același, nici fătuca nu e același, dar... Tot timpul, da. Tot timpul este cineva, cei de la protecția copilului. Dar cei de la protecția copilului, nu din altă parte, că deja de la poliție nu mai am așteptări în legătură cu cercetătorii. Copilul ăla ce caută acolo? Presupun că ia cineva și alocație și eventual un ajutor ceva de la protecția copilului. De ce spun? Pentru că i-am văzut intervenind, că la un moment dat mai erau aici la semaforul din Zamca. La fel, era o familie la un moment dat. Și am văzut eu intervenția celor de acolo. Chiar eram în trafic și ok. Da? Și acolo sunt. La fel, cu copilul. Nu scoți copilul acum în perioada asta în brațe. Da. Stai VIP între mașini. E foarte adevărat că am văzut deja în trafic, trebuie să recunosc, mă și uitam că pe ăsta îl găsește aici când vrei, când nu vrei, să te pui în centru. Știi, când îți fac un bonus, pac, vine și trece, știi? Stăteam la coadă și am văzut, s-a făcut o tură, o goală. O goală pentru că nimic, dar el are timp. Deci trebuie să caute undeva în plasă, o găscă care se face milă și așa mai departe și chestii și care perpetuează povestea asta. Pentru că dacă o să vă uitați un picuț, dacă o să aveți răbdare, să vedeți că băiatul fumează și nu orice. Băiatul vorbește la telefon și nu la orice fel de telefon. Băiatul mare și o prietenă cu care evident, da, deci adică lucrurile stau la modul ăsta. Și tu îl ajuți ca el să fie un mare domn, nefăcând mai nimic, știi? Îl ajuți să câștige cât nu câștigi tu prin muncă. Nu câștigi tu, cât câștigă el stând și făcând așa. Simplu. Simplu. Nu? Da, așa se face bănuțul. Ați fost la București sau n-ați fost la București? N-am fost eu la București, dar la București a fost un meeting de la sare candidați al celor de la PNL. Am văzut chiar un picuț doamna Fire a fost foarte deranjată de povestea asta pentru că a zis ea că trafic, că nu știu ce, a încercat să, mă rog, să o duc în zona asta, un meeting la care au participat foarte mult, foarte multă lume din țară venită, din toată țara. Am văzut acolo și cu ipotești, crea ipotești, am văzut fotografii cu ipotești. Asta am întrebat. N-am fost eu, dar au fost reprezentanții, ca să ne înțelegem. Am fost cu sufletul acolo, adică de aia era acolo. Era mai că am vrut să pun pe aia o inimioară ca să știe că sunt și eu acolo. Deci a fost un mare meeting la București. Am văzut multă lume, hai să spunem, neobișnuite pentru povestea asta. Am văzut chiar a deranjat, spre exemplu, la un moment dat era un actor cel care prezenta, uite,
Vizante, cred că îl cheamă, dacă nu mă înșel. Acum mi-a picat cu Vizante, că nu știam cum să-i spun. Și am văzut la discuții, la comentarii, unii, bă, dar ăsta e actor, dar ce aia? Mai era celălalt, mai era un regizor pe care iar, acum nu vine cum îl cheamă, dar am să-mi aduc eu aminte. Mai era tot felul de lume de asta care n-a făcut politică și care, mă rog, un picuț a început să se implice, pentru că nu poți lăsa, nemai punând, l-am văzut pe Dănăilă, pe cerebrul chirurg, nu Dănăilă, așa-l cheamă, sper să nu greșesc, care este și candidat din partea PNL-ului la București. Participare, 30.000 de oameni au fost acolo, au fost mesaje, a fost un lucru în regulă, adică a fost o acțiune reușită a celor de la PNL, în opinia mea cel puțin, pentru că s-a dorit a fi o bănuiesc eu, politic vorbind, o acțiune care să dovedească forța partidului pregătit pentru alegerile din 11 decembrie. Ieri a fost acest meeting, site-urile de socializare tot au fost pline de imagini și de acolo, de la meeting. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Apropo de, am văzut o chestie, trebuie să o spun, că vorbind despre campanie electorală și despre promisiunile care se fac în campanie electorală, evident, fără niciun fel de acoperire, dar sunt doar promisiuni. L-am văzut pe Dragnea, pe infractor, povestind despre... Bun, nu știați că merge la CEDO? După cine e motivarea? Eu știam că a fost în Israel. A, nu, merge la CEDO. Merge la CEDO, că e nemulțumit, merge la CEDO pentru că e nemulțumit. La Israel pleacă, după ce vin la CEDO, pleacă la mormântul Mântuitorului. Nu, a fost. A fost deja? Am fost. Înainte sau după? Că acum mi se pare că se lucrează acolo, vreau să deschidă mormântul sau ceva de genul ăsta. Nu, ca să, știți, la Bacuie. Unul, altul e la... Da, unde e, da. Nu mă gândeam că a plecat cu rugăciuni ca să nu-i vină dosarul ăla din urmă și să ne ajungă să fie cu executare ceea ce are el. Mă și gândeam, știi? Și povestea el că merge pe la CEDO, că e tare nemulțumit, că a fost șuntat, etc. și așa mai departe. Și un tip care, mă rog, ce și politica asta, știi? Un tip care se ocupă de știri și așa mai departe, Buble se numește, știi? A cărui nevastă e candidat PSD. Mă rog, povestea în termeni măreți cum a câștigat el la CEDO și mai mult decât atât, cum Dragnea a promis că va face la capitolul sănătate. Deci n-ați văzut. Nici în Teleorman deci face... n-a văzut? Nici în Teleorman, nici măcar acolo, n-am nici la Bombonica. Deci, fii atent. Face 8 spitale regionale, mari, mărețe. Da? Și mai face un spital în București, Marea Clinică la București, care va avea peste 3.000 de... cadre sanitare, de medici, da, adică va mare. Nu cred că numai medici o să fie 3.000. La asistente și la celălalt, îți dai seama că o să fie. Adică, câți pacienți. Să fie deci, bă, tată, mult pacienți. Tare. Bă. Da. Deci, grandios proiectul. Ce vreau să vă spun însă este legat de, și vă spun o reacție venită așa, de, dacă ascultați și o să vedeți că nu mint, spitalul din Suceava la capitolul dotări este printre spitalele cele mai bine dotate din țară. Dacă vă puteți închipui, sunt din zona publică, vorbesc, evident, manageri care lucrează și medici care lucrează în spitale din București și care se uită chiorâși că la Suceava există un spital la modul ăsta. Știi? Că există la capitolul personal. Știi? Da. Da, tributul lui, da. Deci trebuie să, în sfârșit, ați recunoscut și noastră un fapt pozitiv. Deci, la modul ăsta, lucrurile sănătate, probabil, eu zic așa, dacă tot își doresc băieții să investească în cele regionale și nu la mare, băi, dar în alea pe care le avem deja, nu care le avem, pe care le avem deja. Oare noi mai ușor deja să le investim și să le modernizăm, ar costa și mai puțin și ar fi poate și mai realist. Că atunci când vorbești de o chestie de un mega nu știu de care, cu 3.000 de medici, cu alea, băi, tăticu. Dar de ce vă faceți probleme? Avem exemplu cel mai bun, avem un exemplu aproape, la Fălticeni. Privire la construirea spitalelor. Dar l-a terminat Stan, vorbim de altă... Deci, Stan și Coman l-au terminat, vorbim de spital? Nu, de acel spital, deci cât timp le ia să termine un spital.
Vă aduceți aminte cum veniseră și spuneau, bă, spitalul terminăm în două secunde și cu prietenii, cu băieții și așa mai departe, l-am făcut, dar malea mai trebuie un pic cu... Așa? S-a stins. Da, deja... S-a stins. Nu mai, vorbește cineva? Nu. Dar acum, deci pe ce vorbim spital? Dar pe ce ne interesează spital? Domnul Dragnea, cum? Pe ce ne interesează învățământ? Ce ne interesează? Hai să fim serioși. Ne-am amenințat cu FSLI-ul, dar nu mai. Cu FSLI-ul, dar vreau să spun doar că... Cum, unde e FSLI-ul? Că aveam undeva, că nici nu mai știu unde. Era FSLI-ul, că l-am văzut și... Uite aici, l-am văzut, gata. E pe pagina 16 de așa. FSLI și-a exprimat dezamăgirea față de atitudinea publică a președintelui și a primului ministru. Și spune așa, este de înțeles această atitudine dacă se are în vedere o realitate de a ne contesta salariile personal didactic din învățământ, mai ales la celor la început de carieră, cu studii superioare, după ultima majorare prevăzută de ordonanță de urgență, au ajuns la 1100 de lei net. Acesta este salariul net al unui cadru didactic cu studii superioare, au spus cei din, de la FSLI, adică Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Și am discutat de povestea asta, am și spus, eu așa văd lucrurile. Dar poate, mă rog, da, eu le văd altfel, știi? Bun, cei din învățământ vor salarii mai mari, normal, nu? Cei din sănătate, dar au întârziat cu câteva zile. Da, cei din sănătate, mă refer la sindicate, au reacționat mult mai prompt decât cei din învățământ. Ce se întâmplă, oameni buni, cu dumneavoastră? Da, de regulă erați primii. Nu? La sprijinit acțiunile. Da? De susținere, ca oare să spunem așa. Oare n-au mai primit locuri în Parlament? Nu știu ce s-a întâmplat, pe dar liste? Este suspect, mai ales FSLI-ul, FSLI-ul care de fiecare dată era portavocea interesele, de cuvânt, da. Portavocea intereselor sindicaliștilor. Da, dintr-o dată vă ia Sanitasul fața? Ți-aduce aminte, vă aduceți aminte, dragii mei? Greu de crezut. Un tip pop, a ajuns la un moment dat senator. Deci nu știu cum îl cheamă. Da, Liviu Pop. Liviu Pop. Așa. Deci pleca din ce postură? Membru, nu membru, lider de sindicat. Tot FSLI, de la FSLI. Chiar. Deci lider de sindicat. Era. Și dacă vă uitați în Parlamentul României, liderii de sindicat de-a lungul timpului nu au făcut nimic altceva decât să ajungă în Parlament. Cu excepția ăluia Bărbos, care dă-n totdeauna de la menumorut, Bogdan Hosu, care de la menumorut încoace, care n-a ajuns. Că dacă i-aș lua pe Ciorbea, la șoferul cum era, Miron Mitrea, toată lumea s-a perindat, toți ăștia lideri au ajuns. Ciorbea, știți, că a plecat din poziția de lider de sindicat. Miron Mitrea era cu șoferii, cu transportatorii. Toată lumea a plecat de acolo. Până învățământ era o întreagă. L-am dat pe pop ăsta că mi-am adus aminte, că ușor de ținut minte, dar sunt o grămadă, o pleiadă de oameni de ăștia care au trecut și dintr-o dată au reprezentat interesele, zic ei, ale sindicaliștilor și s-au rezolvat interesele lor. Cum? Simplu. Pe principiu, bă, dacă merg în Parlament eu, de atunci o să mă lupt pentru voi, de unde să aveți aer. Bă, deci trebuie să aveți un reprezentant care vă știe, bă, adică care știe problemele din sistem de acolo, de aproape. Că dacă nu e ăla, cine să fie? Din păcate ăștia suntem. Și din păcate timpul a zburat. Și uite că am ajuns pe final de emisiune cu tic-tac, 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 tic-tac. O să spună colegul din regie, băi, tată, de să termin la 9.00 e chiar aproape imposibil. Ia uite că vreau să-ți demonstrez că așa se termină. Florin, mulțumesc pentru că am povestit eu de dimineață. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii mei, pentru că a stat alături de noi în această dimineață și am povestit. Vreme astăzi mai bunuță, maxima pe la 17 grade. Minima se cateră și ea pe la vreo 5 grade. De mâine încolo se mai răcește vremea, o să avem maxime pe timp de zi așa undeva în jur de 4 grade, 2, 3, 6, adică undeva foarte, foarte puțin. Avem și cu minus pe joi și pe vineri noapte. O vreme debordantă. Astăzi mai avem ceva soare. Ne mai bucurăm, spuneam, de soare. Aveți mare grijă de dumneavoastră. Nu lăsați pe alții să aibă grijă și nu uitați. Să fiți frumoși, să fiți la fel. Luni, marți, miercuri aici la Bucovina Activ cu mine, Dorel. La revedere!